Partidul Social Democrat vine cu propuneri și soluții pentru a asigura bunăstarea în rândul românilor. Programul de guvernare PSD prevede stimulente financiare pentru angajații cu copii, printre care majorarea stimulentului de reinserție în muncă, majorarea indemnizației de creștere a copilului sau reintroducerea voucherelor pentru creșă, dar mai ales dublarea imediată a alocațiilor. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat vine în ajutorul cetățenilor români pentru siguranța unui trai mai bun. Cetățenii români care au copii sunt sprijiniți de către PSD pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. Astfel, socialdemocrații propun scăderea impozitului la salariați în funcție de numărul de copii. Sunt prevăzute de asemenea stimulente financiare pentru salariații cu copii, dublarea imediată a alocațiilor pentru copii, stimulente financiare pentru elevi, ce vor fi acordate din fonduri europene pentru elevii care nu au absențe la cursuri, majorarea stimulentului de reinserție în muncă. Alte stimulente pentru salariații care au copii sunt credite cu dobândă subvențională de stat pentru familiile cu copii, pentru achiziția, construirea unei case, dar mai ales reducerea datoriei cu fiecare copil născut. Va fi majorată indemnizația de creștere a copilului, primă pentru conturile de economii pentru copii, 1.000 de euro pentru primul copil, 2.000 de euro pentru al doilea copil și 4.000 de euro începând cu al treilea. Se acordă la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, vor fi acordate vouchere pentru creșă și bonificație la pensie pentru mame.